Bună dimineața! Neața. Este vineri! Este vineri! Iuhu! Iuhu! După cum vedeți, avem și noi studioul împodobit. Da, am da, stat da, aseară. L-așteptăm pe moșu, l-așteptăm pe moșu. Am stat aseară și am împodobit pe aici. E frumos, nu-i așa? E foarte este... frumos. Și nu avem numai studioul împodobit, ci astăzi Alexa a făcut prăjitura. Da. Hai să o arătăm, trebuie să o arătăm, neapărat. Uite, du-te mai acolo, da? Te duci? Sau? Da, acolo. Dar vrei să nu trântești. Deci arată vrei extraordinar. Vrei să mă mișc de aici, fac un pas ceva? Vine spre tine? Vine? Iu! Cât ai dat pe ea? Nu fi rău! Este un chec cu ciocolată. Făcut în forma de tort. Da, foarte serios. Uite, o să gustați când spun eu horoscopul. Voi, zodiacul, voi vă luați un cuțit și gustați. Voi care? Tu, Alex. Eu, Alex, invitatul da. Nostru. Să Alex să ia, da, și invitatul nostru care a venit este deja aici. L-am trezit de dimineață. Pentru că astăzi o să cântăm, astăzi o să dansăm, da. Astăzi o să ne distrăm. Să ne vadă moșul că suntem veseli, să vină pe la noi. Da, poate anul ăsta vine și la mine moș Nicolae. Alex, du-te sau nu, trimite-l pe Claudiu să ia o linguriță ceva, pentru că nu mai pot. Nu, un cuțit și între timp vedem materialul pe care l-am făcut eu ieri? Da, între timp vedem materialul pe care l-am făcut ieri. Dacă vă aduceți aminte, pe la noi, pe aici, pe la Anteneață, a venit Marius Bălan, pop opera singer. Marius Bălan este și actor la Teatrul Alexandru Davila, dar predă și copiilor canto, dacă nu mă înșel. Da, și ieri ne-am dus peste el așa, l-am surprins la muncă. Haideți să vedem ce a ieșit. Bună ziua, de ce ați încetat? De ce ați tăcut? Te-am prins. Da, ce doriți? Ce bună faci, ziua. Marius? Bună Bine, ziua. Bine, fac, uite, ore. Ore? Ce caută? A venit cu noi. A venit cu voi? Da, ți-am spus că venim, deci nu e da. Ca și cum n-am venit, este dar nu știai adevărat. Când. Nu știam când. Tocmai de aia am și ridicat să-i pregătesc un pic să vă arătăm să ceva luăm frumos. Să vă așa prin nepregătite, dar prin ați tăcut. Surprindere, da. 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 Bine. Așa că dacă vreți, vă invităm pe bune aici înăuntru și chiar o să ascultați ceva drăguț da. Cu strofă și refren la mijloc. Mulțumim, hmm? Da. Ziceți și voi bună ziua. Am revenit la Zodiac, însă, înainte de a vedea ce ne-au pregătit astăzi pentru ziua de astăzi, am un ajutor de partea mea. M-a ajuns, Marius? Ajutor de moș.
Bună dimineața, bună dimineața! Încep tu sau încep eu? Încep tu, că spun eu. Bine. Berbec, dacă întâmpin probleme atunci când relaționezi cu oamenii, ar fi cazul să te gândești puțin la dezvoltarea personală. Ieși din zona ta de confort, citește ziarul la cafeaua de dimineață și ascultă muzică în drumul spre serviciu. Taur, când vine vorba de cariera ta, nu-ți pierde energia plângându-te de faptul că șeful tău nu observă munca ta asiduă. Spune ceva. Nu-ți fie teamă să spui lucrurile verde în față, așa, ca tricoul meu. Gemeni, urăși să-ți dezamăgești prietenii, dar nu te ajută cu nimic dacă faci promisiuni exagerate și ai resentimente. Doar fii corect și spune-le că ai nevoie de puțin timp pentru a spune lucrurile în ordine. Costi mănâncă prăjitura. Rac, sensibilitatea ta este o lamă cu două tăișuri. Uneori ți-e ușor să lași lacrimile să curgă. Dacă cineva îți spunea să taci și să rabzi, lasă vorbele să treacă, bazează-te pe inima ta pentru a te ghida. Leu, Costi, gașca ta contează pe tine să fii acolo atunci când vine vorba de viața socială. Cinezi la un restaurant, te plimbi printr-un muzeu pe care nu l-ai mai vizitat, intri într-o cofetărie de care ai auzit. Fecioară, nu te panica dacă azi simți că navighezi pe apele unui ocean de emoții. Universul îți aruncă un colac de salvare, dar depinde doar de tine ca să te ghidezi pe un teren solid. Nu subestima puterea auto-îngrijirii. Balanță. Astrele te ajută să-ți menții pe linia de plutire sănătatea. Chiar dacă pufta de ceva dulce ți-a făcut zilele negre în ultima vreme, nu claca în fața ispitei. Umple-ți farfuria cu alimente bogate în nutrienți. Mișcarea este cheia care te ajută să-ți menții motivația. Scorpion. Exact atunci când credeai că poți să-ți controlezi emoțiile, altcineva ți aruncă în față cu o vorbă care reaprinde focul. Cu praf în ochi. Țineți vorbele ascuțite în frâu sau în caz contrar ar putea să provoace daune serioase relațiilor tale. Adică ce se va întâmpla cu Costi după ce vom termina horoscopul. Săgetător, astrele de astăzi deschid ușa către o comunicare deschisă și onestă în numele unor lucruri proaspete de care are nevoie o relație plată. Fie că explorezi un subiect care te inspiră, fie că găsești un teren comun printre diferitele voastre puncte de vedere, rezervă această seară doar pentru voi doi. Capricorn, e bine să-ți stabilești prioritățile când vine vorba de obiectivele tale. Să faci un plan de atac pas cu pas. Încearcă această strategie care îți va reaprinde pasiunea și ambiția. Vărsător, Alex, creierul tău este supra-solicitat. Și plin de prăjitură. Nu este cea mai bună zi pentru sarcinile structurate. Amână acele lucruri de pe lista ta pentru ziua de luni și concentrează-te mai mult pe activitățile care curg libere. Tehnologia îți poate ușura foarte mult lumea astăzi. Pești, când vine vorba de prietenii apropiați și familie, s-ar putea să fii pus în situația de a alege între nevoile lor și planurile tale. Nu ar trebui să fie o decizie grea, știi și tu de câte ori te-au pus pe tine pe primul loc. Atât pentru astăzi, revenim imediat. Sper să mai găsim prăjitură. Trebuie. Antenața! Prăjitură este, am gustat puțin, da, și eu bună. Și Alex. E bună. Serios? Mm-hmm, vă place? Mm-hmm. Băi, ne place și pentru că tot l-ai avut pe Marius la horoscop, da. Facem împreună și revista presei. Da, dar deci... înainte de asta, mm-hmm. Alex, uite punga aia. Stai că a plecat Marius. Gustă și tu, ai gustat din ea? Da. Ai gustat Marius, din adu-mi și mie acea pungă, te rog. De unde ai gustat? Cum se vede? Am făcut două Costi acasă. Nu, suntem în direct. Te rog, da. Bună dimineața din nou. Colegi, a trecut moșul pe la mine aseară. Nu stricați decorul? Pentru noi? Da. Da? Wow! Îmi stric freza. A lăsat asta pentru tine. Băi, Alex, lasă-mă. Asta e pentru tine. Asta e pentru tine, prinde! Nu! Da. La mulți ani nouă. 3, 2 și... Yeee! Astea două sunt pentru micuțul și pentru Cristi. Iar ăsta e pentru tine. Wow, thank you very much. Băi, dar ce s-a întâmplat? Deci ce moș interesant. Extraordinară, scuză-mă că... Da, acum e extraordinară. Eu sunt un pic ocupat. Adică, faci cadou? Bestială, că, mai face da? Revista presei astăzi? Facem și puțină revista presei mai încolo. Ne ajută și Marius. De dimineață așa, cu ceva dulce?
Foarte tare. Bun. Eu îmi pun deja cadoul în cap. Ăsta e mișto de Moș Crăciun. Nu, 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 lasă-l așa. Ridicat. Nu mai stă. Nu mai stă. Ce am avut? Păi nu știu. Îl desfac? O să-l desfac acum? Nu e ceva... Da. Dacă ieri tot v-ați jucat puțin așa, m-am gândit măcar să vorbesc cu moșul și să-i transmit să vă ia ceva. Să vedem ce. Sper că n-am distrus sunetul. Mesaj, cu... mesaj național. Băi, nu se să aveți poate. Grijă. Asta e să curățați ghetele. Să nu poată doliu, dar să nu facem reclamă. A, da, da, corect. Oul corect. Îndoliat. Deci un ouleț și pistoale cu săgeți. Bestial, bestial. Dar exact ce-mi doream de Moș Nicolae. Îți propun să te și... Să, da, folosești. Să mă și luptu puțin. Păi, dacă începeți voi revista presie, eu mă bun. Desfac aici. Bun. Stai puțin, stai puțin. My badge, my badge. My badge, my badge. Haide. Ok. Nu, 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 haide. Vrei să faci singur materialul? Ah, am înțeles. Ups. Nu. Aici e cineva bătut. Prima pagină, hai să ne învățăm să facă revizia. Jaf la spitalul județean. Foarte bine. Bătut cu palul. Un bărbat din Berevoiești a luat o bătaie soră cu moartea, fiind lovit cu palul de către doi indivizi. Aceștia încercând ulterior să-l jefuiască. Mai multe aflăm în pagina 3. Aha, păi să dăm în pagina 3. Oh, deci omul chiar e bătut. Și-a ascuns banii la ciorap și a plecat la discotecă. Că până la Crăciun mai e destul timp. Nu cred. Serios? Deci e clar. I-ai dat și lui Vergea același cadou? Da, ca să nu vă supărați. Uite, a zis moșul la ups. Ups. Da, trebuia să se lipească. Bine că n-a venit șefa la ora asta. Hai, Alex, dă-i. Șefa? Mau, serios? Foarte tare, îmi place la nebunie cadoul. Scoate în mai e ceva la suprafață. Am terminat revista presei. Copiii din noi. Da, copiii din foarte voi. Vedeți, tare, mă credeți oameni mari. E, Moș Nicolae, nu. Mă, eu nu cred. Doamnelor și domnilor, Dorian Popa va cânta Noaptea dintre ani la Mioveni. Mulțumim. La Mioveni. Ce faci în Noaptea dintre ani, apropo de Noaptea dintre ani? Noaptea dintre ani, firește că voi cânta. Și cum nimeni nu-i profet în țara lui, voi cânta în alte câteva orașe din țară. Dar este foarte, foarte frumos. Adică foarte să plimbă. Adică foarte mă voi plimba noaptea de Revelion. Nu mai îndrepta. Deci nu vei fi într-un singur oraș. Oprește-te. Vei fi în mai multe. Da, da, da. Mm-hmm. Da, da, da. Da, sigur. Foarte mișto. Îți stă foarte bine. Să rămână. Stă bine cu roșu, cred. Să rămână. Da. Bun, se pare că eu sunt cea mai serioasă astăzi. Da. Dintre te-am voi doi. Te-ai pus ceva în prăjitura aia, nu știu. Dragoste. Ups. E. Da. Mai zice ceva. Mai spune ceva. Mai zice. Auzi? Da, nu mai limită, zici? Bun, haide să fim serioși 5 gata, minute. Gata, scuză-ne. Despre jaful de la... Despre jaful de la Spitalul Județean, polițiștii din cadrul secției numărul 2 de poliție Pitești au fost sesizați miercuri prin dispeceratul apelor de urgență 112 cu privire la faptul că la Spitalul Județean Argeș a fost surprins un bărbat a cărei identitate nu este cunoscută. Acesta a încercat să sustragă bunuri dintr-o geantă aflată într-un cabinet medical, după care a părăsit în fugă locul faptei. Îmi pare rău. Hai că până găsești tu, citești eu din Argeșul din, de pe prima pagină. Fast food-ul este moarte curată, cred și eu. Dacă intrați în orice fast food din Pitești, veți observa că aproximativ 3 sferturi dintre adepții acestui tip de restaurant sunt tineri. Sunt chiar și părinți cu copii mici care savurează hamburgerii sau cartofii prăjiți. Un meniu tipic de fast food conține foarte multe grăsimi și calorii, dar puțin nutrienți. Toate aceste grăsimi se depun pe vasele de sânge, provocând tot timpul afecțiuni grave. Mai multe citiți în Argeșul, bineînțeles. Și da, aveți foarte mare grijă la mâncarea de fast food. 8 funcționari ai primăriei sunt la DNA. Ai primăriei din Curtea de Argeș de data aceasta au fost chemați miercuri la DNA Pitești pentru a da explicații în dosarul consultanței în care este anchetat, printre alții, și deputatul PSD Mircea Trăghici. Nu vedeți mașinile, vi le arătăm noi. Neavând suficient personal pentru a face față șoferilor care nu respectă regulile de circulație,
Ne-am hotărât să ajutăm poliția locală, acest lucru fac colegii de la cotidianul Argeșul, semnalând ori de câte ori este cazul abaterile celor indisciplinați și câteva cazuri despre șoferi indisciplinați. Vedeți în pagina 12, de exemplu, pietonii care fac slalom lângă centrul de calcul, trotuar blocat pe Armand Călinescu, traficul pietonilor blocat în totalitate pe strada Panselelor. Așa este, sincer să fiu, chiar este o problemă cu șoferii care parchează aiurea și cum suntem noi români. Nici nu prea sunt locuri de parcare. Nu sunt nici locuri de parcare, dar asta vreau să zic. Adică dacă ai bucuria de a pleca de acasă dar și noi românii suntem cam comozi, cam foarte comozi. Ce e acolo? Stai că zic. Da. Am o curiozitate, prăjitura ta e făcută repede? De ce nu e bună? Nu e făcută repede și nu este fast food. Dacă aici vroiai da, să da, faci. Da. Doamne. Costi, ce cauți la jucările de la Kinder? De la... Ce se întâmplă aici? Te rog să mă las să-l montez. Aveți banii. Nu știu dacă ai văzut, am un pistol în mână. Sunt eu foarte, deja pot să mă retrag. Sunt foarte pătruns de pistolul tău. Mă sperie ventuza. Ok, zic să mai Tour continui. Power. Sau nu? Cine mai spune de mine că sunt copil? Mă, toți suntem copii și de aceasta vine Moș Nicolae la toți copiii, da. Fie ei mari, fie mici. Vine m-am întâlnit aseară cu el, că m-a văzut noi. Că mă chinui să fac prăjitură și a zis, uite, dacă tot te-au pus băieții... Și nu știu dacă ați văzut, avem și noi acolo o ghetuță pe masă, pe care o să o vedeți mai aproape. Mulțumim, Florăria, altceva? Da, care ne-a pregătit acea ghetuță. Pregătiți și voi copii, bine, care copii s-au trezit la ora aceasta, pregătiți și voi ghetuțele, făceți-le frumoase, lustruiți-le, da. Pentru că vine Moș Nicolae și trebuie să aibă ghetuțe unde să pună cadouri. Eu am venit în pene și în speranță că toate ghetele mele de acasă vor fi pline când mă întorc. Mult succes! Eu le-am la mine, sincer să fiu, și uite, bine că le-am la mine pentru că au venit aici cadourile. Vezi? Dacă ești cu minte, prăjiturică, cadouaș. Corect. Am greșit montajul la jucărie, scuze. Mai citim din Argeșul că FC Argeș 1953, amical pe Bega. Mâine de la ora 15 pe stadionul Știința din Timișoara, FC Argeș va disputa un amical împotriva formației ASU Politehnica Timișoara. Mai e ceva după prin top? Sunt foarte multe. Robert Lință, uite, a stabilit un nou record național la seniori. Este notatorul nostru de performanță care are performanță după performanță. Un militar care poate să raporteze oricând, misiune îndeplinită. Colonelul dr. inginer Aurel Neagu este șef de secție învățământ și instrucție a școlii de aplicație pentru unități de luptă Mihai Viteazu din Pitești. Un om ambițios, curajos și cu o dorință continuă de autoperfecționare. Are două misiuni în Afganistan și ca orice militar își servește patria. Este un interviu cu acest erou al nostru, un interviu pe care îl citiți dumneavoastră în pagina 12 din top, din ziarul top. V-am găsit și rubrica preferată, sper să nu ziceți chiar tot titlul acum. Măi, am și însemnat-o. Da, văd. Exerciții pentru o partidă nebună, nebună. Da. De table. Uite, tort stracciatella. Nu, că deja vă învățați, nu mai stau, am culcat la 2:30, nu, mulțumesc, m-am trezit la 4:30. Deci, atât. Până de Crăciun. Ok. Deci, de Crăciun mai dor? O să fie o mâncare destul de consistentă. Fasole cu cârnați. Ce? Știi să faci fasole cu cârnați? Nu, că nu-mi place. Dar ne place a nouă. A trecut 1 decembrie, la ce mai vrei fasole cu cârnați? Faci și niște sărmăluțe cu zonac. Da, ok. Da. Deci, faci cozonac? Pentru o partidă nebună. Salată de bœuf, Alex, da. Și citești tu câteva exerciții pentru o partidă nebună? Pe vârfuri. Fandări cu ridicări, genoflexiuni ample, aplicat pe piciorul de spate. Uite jucăria. Ups, uite jucăria. Sare. Nu mă rog, ar fi vrut să sară. Nu de aici? Nu de acolo, nu te baga. Scuzat. Uite, vezi, pac. Da, altceva? Foarte, foarte mișto. Altceva este și 34. Ați fost pe la mine pe la școală. Da, am fost pe la tine. De fapt, Alexa a fost pe la tine pe la școală. Da. Foarte mișto la tine la școală. Ți-a plăcut acolo?
Să știi că este foarte frumos și chiar m-a certat că sunt un pic mai dur cu ei. Da. Dar sunt de părere că trebuie să aibă un standard înalt ca să reușească să... Trebuie, da, trebuie să-i motiveze ceva și pe ăștia mici. Nu, ca pum, să... nu. Nu, a, nu. Oh, nu, violența în familie, nu, Doamne, nu, te băgăm la protecția copilului. Na, nu, am glumit, copii. Am glumit, nu? Da, da, da. Nu. O vorbă bună pusă atunci când trebuie este extraordinară. Sigur, pe 19 decembrie o să avem un spectacol al cu nostru ei, cu cei mici? Minunat. Da, mm-hmm. Da, da. Pregătim, pregătim. Tu ultima oară când ai venit aici la noi, la Anteneața, ne-ai spus că pregătești ceva surprize. Mi s-a lipit, pistolul. Da. Ai spus că, pregătești ceva surprize și una dintre surprize am văzut-o derulând pe deja. Televizoare, da, pe televizoarele, da, 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 pe naționale. Da, e adevărat. Se numește Poveste de iarnă, este o piesă scrisă de Mihai Alexandru, pe care o cânt în duet cu nimeni altă decât Nico. Cu Nico, da, cu Nico care este... Numai că, din păcate, nu o să vă prezint piesa în varianta cu ea, pentru că ea nu este aici, cu siguranță. Da, poate o aduci și pe la doarme. Da. Da, da. O să încercăm, dacă e cu putință, cu plăcere. Să vă întrerup. Da. Așa, până se încălzește Marius puțin pentru a ne cânta ceva. Mame, mimo, haideți să vedem cum va fi vremea în acest weekend. Ia să vedem cum va fi vremea. Prielnică pentru un joc. Gata. Antenața. Bă, ce fain e asta. În acest weekend, vremea rămâne închisă și instabilă. Valorile termice vor înregistra o creștere ușoară față de zilele precedente și izolat sunt posibile ploi și polei. Temperaturile vor fi cuprinse între minus 3 și 4 grade Celsius. Se pare că tot nu vom avea parte de soare, deci soare în sufletul nostru. Revenim după publicitate! Antenața! Laptele cu gust bogat, adevărat! Gustul iaurtului de altă dată! Mezelul de-ți lasă gura apă! Vino în magazinele pregustate din Pitești, Mioveni, Curtea de Argeș și Costești și descoperă gama de lactate și mezeluri Lactag, alături de multe alte produse alimentare și nealimentare. Ne aprovizionăm zilnic de la cele două fabrici pe care le deținem. Lactate, mezeluri și carne proaspătă la prețuri de producător. Lactag, pregustate! JAM, supermarketul unde îți faci cu plăcere cumpărăturile. Noi te-am obișnuit să ceri tot ce e mai bun. Produse proaspete în fiecare zi, promoții permanente, prețuri cum se cade, curățenie și siguranța consumului. JAM, supermarketul argeșenilor. Acum la supermarket JAM, bomboane de pom Laura, diverse sortimente, la prețul de 2 lei și 99 de bani. Din respect pentru clienții săi, Caroline vă prezintă ultimele tendințe în domeniul mobilierului. Vă așteptăm în showroom-ul reamenajat din galeriile Praxis, etaj 3. Executăm ieftin mobilier de cea mai bună calitate din PAL. Bucătării cu fronturi MDF înfoliat, mat și lucios. MDF rustic, MDF vopsit și lăcuit, cuprind pe sticlă și uși. Dormitoare și dressing-uri, living-uri și camere de tineret. Caroline, din respect pentru client. Info pe caroline.ro și la telefon 0740-076-076. Alo, alo, vreau să vă spun ceva. Doar știm, tu ai ce comenta. Apropiați-vă și tot veniți la prețuri mici pânghesuiți. Când vrei să-ți cumperi în căsuță o canapea, pătuț sau o măsuță și jucării și chiar hăinuțe, mobilier și veiozuțe, un singur loc e consacrat și refăcut și minunat. Veniți la noul Argintex. E sinonim cu ieftin. Argintex. Argintex. Tot ce e bun și ieftin. Erea. Building Astrom a deschis pentru tine singurul magazin din România cu articole sportive ale renumitului brand italian Erea. Anul acesta, Moș Crăciun vine din Italia cu daruri speciale pentru activități sportive și timp liber. Cadoul ideal îl găsești doar în Bulevardul Lice Brătianu, lângă pasajul Magnolia. Magazin Erea. Ce faci acolo, tati?
Uite, repară aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Da, da, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Să fii condus. O campanie inițiată de Agenția Națională Antidrog. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te www.apepăduri.gov.ro. Antenața. Vine cu sărbătoare iarna cea albă, să ne revadă ce splendoare. Ca într-o poveste ne dau de veste, fugi de nas, zboară ușor, ce decor. Pe fereastră stau să privească flori de gheață, printre stele apare luna. Când noaptea iar se lasă, atunci ești mai frumoasă. Mi-e atât de dor să stau cu tine, e cel mai bine. Iar când privesc afară și văd fulgii cum zboară, nu cred că poate fi ceva mai bine decât atunci când sunt cu tine. Din depărtare vine cu sărbătoare iarna cea albă, să ne revadă ce splendoare. Ca într-o poveste ne dau de veste, fugi de nea, zboară ușor, ce decor. Pe fereastră par să privească flori de gheață, printre stele apare cel mai bine. Iar când privesc afară și văd fulgii cum zboară, nu cred că poate fi ceva mai bine decât atunci când sunt cu tine. Când noaptea se lasă, când noaptea iar se lasă, atunci ești mai frumoasă.
tine e cel mai bine. Iar când privesc afară și văd fulgii cum zboară, nu cred că poate fi ceva mai bine decât atunci când sunt cu tine. Când noaptea iar se lasă, atunci ești mai frumoasă. Mi-e atât de dor să stau cu tine, e cel mai bine. Iar când privesc afară și văd fulgii cum zboară, nu cred că poate fi ceva mai bine decât atunci când sunt cu tine. Mulțumim frumos. Ai avut și coreografie, te invităm la canapea. La ce canapea, să facem la canapea? Păi, să mai stăm puțin de vorbă. Înțeles? Să mâncăm. Ai gustat din prăjitura, Alexei? Da. Nu-i place. Foarte mișto melodie. Nu-ți place? Nu. Eu mă tot gândesc să vă mai las câteva din ele. Pe care îl folosesc? Cred la că valiera, nu? La valiera. Bun, perfect. Mă gândesc că cam câte bucățele să vă las și restul să iau eu. Da. Promit că mai fac un... Okay. Da, mai fune, foarte bună, să știi. Eu chiar am crezut că ai cumpărat-o, sincer să fiu. Așadar, oameni buni, avem musafir la Tăneața. Și un sergent FBI. Sergent FBI? Nu știu, văd că ai o insignă, ce ești? Acum scrie ceva pe chestia aia de acolo? Da, este un badge number. Wow, și ce număr ai? 1 6688. Nasol. Police, da. Îți lucește un 6. Da. Par foarte fioros, nu de alba, cu coarnele minunate. Da, corect. Marius, vreau să te întreb legat de melodia pe care ai avut-o. Cum ai reușit să faci această colaborare cu Nico? Mai să știi că e adevărat, ne știm de destul de multă vreme și am hotărât să cântăm ceva împreună. Ne-am tot întâlnit pe la diverse situații și am constatat că este o idee bună să cântăm împreună, motiv pentru care am și recurs la treaba asta. Este o piesă compusă de Mihai Alexandru, celebrul compozitor care a scris piesa Milioane de copii pe stradă. Nicolei. Da, corect. exact. Lângă mine, îți mulțumesc și așa mai departe. Un compozitor foarte, foarte, foarte bun. Corect. Care a scos o grămadă de hituri. Așa este. Și știi că data trecută când ai mai fost tu aici la noi, spuneai că te tragem de limbă și am reușit și ne-ai dat așa câteva amânte. Mai urmează și astfel de colaborări cu, eu știu, nume mari sau... Chiar crezi că-ți va spune? Chiar cu Nico? Păi urmează să lucrăm. Deja suntem în lucru pentru un album. Numai că ne-am trezit prin... puțin mai târziu și n-am reușit să terminăm materialul, dar cu siguranță în ianuarie, februarie, cel târziu, terminăm albumul, pregătim pentru la anul să fie acolo, la dosar. Corect. Și după ce se mai încălzește puțin afară, iar avem niște proiecte în lucru, dar nu îți pot spune mai mult decât atât. Oricum, o să fim cu ochii pe tine și o să vedem despre ce proiect este vorba și cu siguranță vei fi aici invitat la noi să ne prezinți o parte din aceste proiecte, pentru că merităm și noi, nu? Până la urmă să vii și la noi. E chiar frumos să te trezești dimineața așa. Vesel, da. Ești foarte vesel dimineața, da. Nu știu cum reușești. Trebuie, păi de acum. Am luat ceva combustibil. Combustibilul este cafea. Mm-hmm. Deci dacă am luat cafea, sunt... Dă-mi jucăria, te rog. Tu o să ne mai cânti o melodie astăzi? Tu ai așa ceva? Mă, n-am dar am așa ceva. Am așa ceva, datorită colegei. Moșului, să crezi mare, să crezi mare. Aș vrea să-mi promiteți pe această cale... Îți promitem. O să aduci pe Cristina Muntean. Nu? Da. Și dacă tot ați călcat la mine în bătătură, la școală,
Pe 19 decembrie va trebui să vă asumați responsabilitatea de a veni să vedeți un spectacol făcut de copii. Da, vorbeai de acest spectacol. Unde va avea loc? Când? La ce oră? La ora 19 la Teatru Așchiuță. Uh-huh. Este o colaborare cu Teatru Așchiuță, o colaborare de multă vreme, firește. L-ați avut aici și pe domnul director, așa că v-ar putea confirma. Și vă așteptăm pe 19 decembrie. Colinde, nu mai e mult, sau... e de aici până aici. Mai e foarte puțin. Da, mai e foarte puțin. Așa, bine, mâine, păi mâine vine și Moș Crăciun. Da. Adică trece foarte repede. Da. Vor fi colinde sau și... Vor fi piese de iarnă, vor fi și ceva colinde cu care să ne apropiem de, de spiritul sărbătorilor. Și veți vedea niște copii foarte, foarte talentați. Ce ați văzut ieri a fost doar o mică parte. Spune-ne cum e să fii profesor și partea asta. Ești artist, ești și profesor. Cum le împaci? Da, e adevărat că titulatura așa spune profesor. Eu vreau să fiu în primul rând prietenul și dușmanul lor. Dușman am fost, ești sigur? Nu sunt dușmanul lor. Ei știu asta, motiv pentru care atunci când nu reușesc să ajung, îi aud pe la telefon plângând. Și ideea este că sunt dușmanul lucrurilor rele. Și atunci ei înțeleg treaba asta, chiar dacă sunt mici, percutează. Care e cel mai mic copilaș pe care l-ai acolo? Costi Ivașcu. Scuză-mă, copil de acolo, de la concert? Da, de acolo. Păi nu, dar te-am văzut cu jucăricul de toate și am zis, măi, să nu-ți iau copilăria. Nu, sunt și eu copil, da. Tocmai vreau să-mi pun badge-ul, ca să mă identifice lumea mai ușor. Am înțeles. Cam câți anișori are așa? Măi, cel mai cea mai micuță are 5 anișori. 5 anișori și de la vârste atât de mici pot vină nu să ia lipside. Da, da, da. Uh-huh. Bineînțeles, o inițiere. Corect. E foarte important. Dar mă gândesc că această inițiere este destul de importantă, nu pentru mai târziu. Adică își dau seama că au sau nu aceste calități de... trebuie să vă imaginați că nu toți pot să ajungă mari artiști. Dar eu sunt foarte încântat că părinții conștientizează importanța folosirii timpului liber. Corect. Într-un mod pozitiv. Corect. Și până la urmă, așa ei se împrietenesc în primul rând acolo, se bucură unii de alții când se văd. E foarte, foarte interesant și foarte drăguț senzația. Și în ziua senzația de astăzi, cred că este extrem de important să socializeze copiii și face-to-face, nu numai pe acele rețele de socializare, nu numai prin intermediul calculatorului. Este destul de important să interacționeze față-față. Da, este chiar foarte important. Când au vrut să ia telefonul. Da, a trebuit să lase telefoanele în parte pentru că sunt ispite, dacă vrei. Sunt ispite de la te deconcentrează și atunci... Corect, corect. Ne mai cânti ceva? O să vă mai cânt. Ne colinzi? Vreți să vă colind? Da, dacă vrei. Bine, atunci o să... V-am adus un colind foarte interesant. Este un colind cules din zona Buzăului. Mm-hmm. Și sunt sigur că nu o să mai avem timp să mai spuneți ceva după, nu? Sincer, nu prea. Nu, ne fac și colegii semn că nu. Și mulțumim sponsorilor noștri. Florelia, azi ceva. Spun că nu invest. Florman și Digital Design. Of. Și spune-ne repede ce faci de Crăciun. De Crăciun o să cânt. Când și de Crăciun. Mai avem timp. 2 minute. Super. Deci, ce faci de Crăciun? De Crăciun voi cânta, de Revelion voi cânta, așa că o să fac ce-mi place. Bun, ce faci după sărbători? După sărbători probabil o să dispar din peisaj pentru că avem de lucru, ți-am spus. Mm-hmm, acele colaborări? Al cel album? Nu, albumul. Corect. L-avem de pregătit, așa că avem o grămadă de lucru. Și spuneam de colindul acesta. Da, corect. Este un colind cules din zona Buzăului și... Mi s-a părut foarte, foarte, foarte interesant și l-am de la Laurențiu Cazan, o să auziți acolo și vocile lui. Dați-mi voie să strănut. Sănătate. Încercam să strănut, mă rog, aduc și strănutul din cauza. Te striți în bec, dar nu știu în care bec a stat. Nu, de la pistolul tău s-a speriat.
Așa că sunt o grămadă de lucru. O să vă anunț pe parcurs că o să mai fie ceva concerte pe aici. Cum ești pe Facebook? Foarte simplu, Marius Bar. E suficient. Deci, ați înțeles. Dacă vreți să știți de Marius, căutați-l pe Facebook, vă uitați la noi, sigur aflați de. Da, sigur, da, da, pagina sigur. De la. Ne colinzi? Da, o să vă colind cu bucurie chiar. Sper să vă placă piesa. Rămân aici și aici stau. Așa începe viața.